altă pildă a răutății care îți stăpânește această lume. S-a postat pe internet o ministrare cu maicile de la Mănăstirea Petru Vodă, cântându-i Părintele Iustin de ziua lui niște cântări. Printre care și un cântec intitulat Sfântă Tinerețe de Genul. Care este problema? Real vorbind, nu niciuna. Dar, practic, în această lume stăpânită de cele mai. Bineînțeles că s-a ieșit problemă. Pentru că s-au găsit unii care să considere că lucrul acesta trebuie reclamat. Și că trebuie începută anchetă împotriva Părintele Iustin și a maicilor de la Petru Vodă să face. De ce? Pe motiv că au făcut propagandă regională. Și ce dată? Și ce dată au făcut propagandă regională? Parcă eram într-o țară liberă. Nu. Că la noi, în această țară foarte liberă, este interzisă propaganda pentru organizații xenofobe, fasciste și așa mai departe. Păi și ce legătură? Aici e foarte greu de discutat. La noi, în România, să discuți liniștit, frumos și adevărat, obiectiv, despre legional sau mișcare legională, nu este cu putință. Pentru că noi avem vreo 40 de ani de îndoctrinare comunistă și vreo 22 de ani de îndoctrinare masonică și neocomunistă. În total, sunt aproape 3 generații de când oamenii sunt învățați că legionarii și mișcarea legionară sunt cel mai rău bărbau. Vampirii, zombii mâncători de creiere din filme, extraterestrii care nimicesc planeta, sunt nimic! Sunt niște păpturi blânde și trăgălașe pe lângă legionar. Cel puțin așa a sădit în suflete și, insist, a sădit în sufletele oamenilor propaganda aceasta comunistă, masonică și neocomunistă, trei tipuri de propagandă, au sădit în sufletele oamenilor această idee. Dar, știind că o discuție obiectivă nu este cu putință, că nici nu doresc să fac aici un curs de istorie, eu mă voi opri asupra unui lucru, desigur, șocant, de bun simț. Asupra unui lucru de bun simț. În Franța, în Spania, în Portugalia, în Elveția, în Italia și în Germania, în Danemarca, în Marea Britanie, în Canada, în Statele Unite, în Australia și în multe alte țări, mișcarea regională din perioada interbelică și până astăzi funcționează legal. Este legală, permisă de lege în toate aceste țări, inclusiv în țările în care organizațiile extremiste, de extremă dreaptă, extremă stângă, extremă înălțime sau extremă adâncime, sunt interzise. În România, mișcarea regională este permisă legală. Mai mult decât atât. Ca o organizație să fie declarată fascistă, este nevoie de o sentință în această privință. Ceea ce nu există în cazul. Și mai mult decât orice. Autoritatea Supremă în privința organizațiilor interbelice și din timpul celui de-al doilea război mondial a fost și rămâne Tribunalul de la Nuremberg, care este oficial recunoscut cu toate puterile sale și de către Rusia, și de către Ucraina, și de către Bielorusia, și de Uniunea Europeană, și de România. Cel puțin teoretic. Iar Tribunalul de la Nuremberg, cercetând învățătura și activitatea mișcării legionare, a achitat-o de absolut orice acuzație. A constatat că învățătura ei nu este rasistă, nu este xenofobă, nu este antisemită, nu incită la violență. Este pur și simplu ceea ce am numit astăzi o doctrină patriotică creștină. Atât. Și activitățile mișcării legionare, toate, au fost cercetate și nu s-a găsit niciun cap de acuzare împotriva ei. Sigur, este aproape imposibil să gândești, să concepi așa ceva în România de astăzi, atât de îndoctrinată comunist, neocomunist și mason. E aproape cu neputință. Dar, nu discut, dar
dacă lucrurile acestea sunt adevărate sau nu din perspectivă filozofică. Eu vorbesc din juridic. Juridic vorbind, asta este situația. Mai mult decât atât, ca să punem și punctul pe ei, a existat un proces cu anul exact de același tip, în care a fost acuzat un domn din Brașov pe motiv că a răspândit materiale legionare și exact pe această lege a fost acuzat că a făcut propagandă extremistă. Și a fost achitat. Prin sentință rămasă definitivă. Conform jurisprudenței române, ancheta procurorilor acum la Petru Vodă pe această temă, încând există un precedent foarte limpede, este o infracțiune. Procurorii sunt infractori. Cei care au depus plângerea sunt infractori. Dar de ce au făcut-o? De vreme ce juridic, strict juridic vorbim. Deci nu intru nici în filozofie, nici în doctrine, nici în istorie, nimic. Strict juridic vorbim. Câte vreme juridic, situația este atât de limpede. De ce s-a făcut această acțiune? Și răspunsul este unul simplu. Ca să se strânească tulburare. Ca să se facă tulburare. Pentru că, pe de o parte, există niște oameni care, juridic vorbind, cred eu că se încadrează la categoria profitorilor de război. Oameni care, de-a lungul timpului, n-au încercat să profite de pe urma suferințelor unor conaționali de-ai lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Și care acum nu mai au de unde să scoată bani. Și atunci au înființat niște organizații de monitorizare, de pildă, antisemitismului. Sigur, organizații de monitorizare antiromânismului nu există. Și dacă am înființat una, să vedeți ce ar sări toată lumea în sus, vai ce extremism. Dar, vedeți, iarăși nu este egalitate și nu este bun simț. Nu este bun simț. Pe atunci nu să nu există nici pentru alții. Ce activitate poate avea o asociație de monitorizare a antisemitismului în România? Păi în afară de câțiva amărâți care eventual înjură pe internet, nu există nicio activitate de genul ăsta în România. N-ai ce să faci, te plictisești. Păi dacă n-ai activitate și te plictisești, cine îți mai dă bani? Și atunci te vine născocite lucruri. Trebuie să strâni scandal. Pornești o chestie de-asta nedreaptă, cu un pretext juridic evident fals. Oamenii se supără pe tine și când se supără pe tine, tu spui, ia uite, ne urăște lumea, vedeți că sunt antisemiți. Chestie foarte simplă. Deci, stârnim tulburare, stârnim scandal ca să ne justificăm existența. Despre asta este. De asemenea, sunt destui care sunt supărați de faptul că activitățile lor din acestea de îndoctrinare a oamenilor, de postire a românilor și de înregistrarea românilor, așa cum am spus, mai rău decât litere, au întâmpinat opoziție din partea creștinilor ortodoxi, printre care în frunte a stat multă vreme și stă mănăstirea Petrului. Și atunci, dacă putem să atacăm, să spurcăm, să mai înjurăm un pic. De ce să nu facem? Vedeți că peste tot unde s-a, cum să spun eu, s-a aliat lumea la acest atac împotriva mănăstirii Petru Vodă, peste tot a avut grijă să se precizeze că ei sunt cei care au vorbit atât de mult împotriva documentelor cu cine. Adică dacă tot îi spun și vorbesc de rău, să am grijă să leg acest lucru de scopul meu ăla, de a cipa oamenii, în așa fel încât să nu mai îndrăznească nimeni să se ridice împotriva acțiunii noastre. Totuși, eforturile de a înregistra populația și eventual de a le pune microcipuri din acestea de urmărire ca să vezi tot ce face și tot ce gândește, țin de fascism, de organizațiile cele mai cumplit dictatoriale. Adică tocmai de lucrurile pe care încearcă să spună că le combat cei care au strânit această delegere. Vedeți ce amețeau, ce răsucire, ce întoarcere a lucrurilor cu susul în jos, Iglesia. Cum lucrează diavolul ca să mălucească pe oameni
să vinde, să înșele și să îi stârnească pe oameni la a face lucruri rele și a gândi rău și a se purta rău. Care este răspunsul nostru față de toate aceste lucruri? Bunul simț ne învață că dacă unul vrea scandal, te coci pentru el ca Dumnezeu să-l îndreze și tu, după cum te învață Evanghelia, te stăvrește din făcător de pace. Este un lucru simplu. În cazul Petrului, juridic vorbind, lucrurile sunt limpezi și dacă se va ajunge în instanță, se vor lămuri în instanță cum s-au mai lămuri și altă dată. Scopul, așa cum am spus, nu este asta, ci de a stârni, de a provoca scandal. Vă dați seama să te iei de un om de 92 de ani, care a suferit de la un regim pe care tu îl declari dictatorial și rău, exact pe această temă, și să vii la fel, la fel ca acel regim pe care tu îl declari satanic, ca să lovești în acest lucru. Ei vor și așteaptă reacții violente, punctare cât mai urâtă, așa cum am spus, ca prin asta să justifice existența, activitatea și eventual și niște măsuri represive suplimentare. Dacă oamenii răspund cu liniște, cu înțelepciune, cu o putere sufletească plină de demnitate, cu multă tărie, victoria este a oamenilor. Victoria este a celor buni. Trebuie să stăm cu liniște în fața tuturor răutăților și a tuturor. Am dat acum două pilde, dar au fost și să mai. Am spus și altă dată, prigoana este acum, neîncetat. Și asta este o pildă. O pildă limpede a prigoanei împotriva bisericii, că nu este singură. Sunt nenumărate altele mai ușor de văzut sau mai greu de văzut. Unele pe față, altele ascunse. Dar sunt aproape. În fața tuturor acestor lucruri, răspunsul nostru trebuie să fie cel al bunului simț creștinesc. Stăpânire, rugăciune, încredere în Dumnezeu, o purtare demnă. Dacă vrea cineva să ajute pe cei de la Petrovodă, să se ducă să-i sprijine în acțiunile juridice care se vor întreprinde, dacă se vor întreprinde. Dacă vrea să sprijine clar. Dacă nu poate să facă acest lucru, să se roage. Fără înjurături pe internet sau în public sau nu știu unde. Fără agitație, fără tulburare. Toate acestea fac bucurie diavolului. Asta urmărește. Asta urmărește. De ce a putut diavolul și poate diavolul să atace și să mintă în halul ăsta? Care este, de fapt, cheia locului din țara noastră? Mergând tot pe linia bunului simț, vedeți, lipsa acestuia este o foarte mare tragedie pentru noi. Dacă mergem tot pe linia bunului simț, ne dăm seama că, de fapt, există o singură pricină adevărată a slăbiciunii noastre ca popor și ca țară. Lipsa de unire. Lipsa de unire dintre noi. Câtă vreme români au fost așezați sau s-au rânduit în oști care lucrau împreună, trăiau împreună, suferau împreună, au fost nebiruiți. Chiar dacă s-a întâmplat să supere o înfrângere din acesta pe un câmp de bătălie sau în politică sau în altceva, ei înșiși românii n-au putut fi biruiți niciodată. S-au plicat din urmă. Pentru că numire stă putere. Și Hristos unde sunt doi sau trei adunați în Dumnezeu, acolo sunt și unii. Trebuie să existe unire între creștini. Să lucreze împreună cele bune. Vedeți? Noi putem să facem slujbă. Facem slujbă astăzi. Facem slujbă mine că sunt Sfinții Români. Dar chiar și așa sunt câteva ori. Dar omul trăiește de obicei 24 de ore pe zi. Nu doar câteva ore pe zi. În toate aceste ore ale zilei, el trebuie să fie creștin. Cum poate să fie dacă după ce iese din curtea bisericii, se trezește în sine?